Salutare, salutare, da, suntem la un episod din Cariera cu tine și avem derby aici, derby mare cu Petrolul. Vom juca la Petrolul acasă. Avem un campionat incendiar, după cum vedeți. Puncte, toate au puncte. Locul 5 Rapidul este la 4 puncte de primul loc și Concordia după locul 8 este la 5 puncte. Deci vă dați seama ce strâns este clasamentul. În continuare la golgheteri îl avem pe moldovenul nostru, urmat de restul lumii. Asta e puțin mai detașat în seata. Vom juca cu Petrolul. Hai să mai băgăm și pe ăștia, pe Gianni Crețu, că e băiat bun, și pe Ehman. Oh, Garcia, da, mi-a plăcut foarte mult Garcia. Și pe Jesus, și în poarte să încercăm și pe Paneira, să vedem așa ce... ce este de capul lui Paneira, un portar portughez promovat din academia noastră. Iată-l pe Silviu Pana. Asta e de la noi, moldoven, probabil. Cochetul stadion. Nu știu al cui este în realitate, aici este Ilie Ioană, prin Liga a doua, cred, sau a treia, din a treia e, uite că scrie Paderborn, este stadionul celălalt de la Paderborn, în realitate un stadion drăguț, sincer, mi-aș dori să văd multe prin Liga a treia așa, decât ruine, mai bine așa. Anton, Paul Anton pleacă foarte bine, convinge la picior Mihaiu, un doi frumos, gane, gane mai departe pentru moldoveanu, moldoveanu îi creează spațiu acolo lui Paul Anton, dar acesta se prinde prea târziu de ce a vrut să facă. Salifu, un doi frumos cu Moise, să vedem dacă îl blochează sau nu Ehman. Bine de tot, iată Sălceanu, ce intervenție de mare fotbalist a avut. Ha, a scăpat din marcaj Sălceanu, iată, a salvat un gol, dar a venit pe partea cealaltă golul. Armando Vaiuși, un jucător de clasă și el. Pou, bara! Paneira. Cred că nu s-a trezit și se pare că este într-un film. Gianni Crețu pentru Dean Sorescu, Dean Sorescu, Dean Sorescu vine cu centrare în fața porții. Anton. Bună încercarea tot Anton. Șut pe lângă poarta lui Avram. Ia să vedem, pasă pentru moldoveanu, șut moldoveanu și apără Avram, incredibil, incredibil, dar adevărat.
Garcia, Garcia. Doi boi Antoane, bă, ca lumea, bă, mingi, bă. Ce ne supăr Antoane ăsta? Ia să vedem acum, Antoanucle! Ce ratare are Gana, dublă ratare. Odată a tras în bară și odată într-un jucător advers, tot Gana. Gana la balon, Gana, trecere frumoasă, Gana, șut în blocaj. Garcia! Ne-am urcat pe ei. Salceanu, Mihaiu, Mihaiu la balon, Mihaiu, dă-i bă drumul, mă, odată la mince, bă, băiatule, mă. Anton îl găsește bine pe Mihaiu, balon! Ce ocazie avem! Olaru este blocat acolo. Mihaiu, 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 pătrundere bună lui Mihaiu. Pasă, Sorescu, Dean Sorescu. Anton, periculos. Egaluri multe la pauză. Ehman. Hai acum, Mihaiu, se duce, se duce, se duce, Mihaiu, se torce. Pasă la Anton! Este șutul lui Anton, este planton, mai bine zicea. Scapă pana să vedem dacă poate să-l blocheze Wisniewski, normal că poate. Wisniewski este un jucător emblemă pentru noi. Gianni Crețu, Garcia. Bă, băiatule, bă! Nu, offset. Le faci d-astea aici, drag. E bine, e bine, Mihaiu! Nu așa. Este Silviu Pana și intră numărul 8, Paul Roig. Băgăm și noi pe Gabiță Hesus. Hai să-l băgăm și pe Miculescu.
Anton. Buhăescu, dar intervine Wisniewski foarte bine și îl blochează. Ia să vedem acum. E pericol. Nu scapă Buhăescu. 2 la 1. Greșeală mare acolo în atac, în apărare, scuze. Mare de tot greșeala. Crețu, Gianni Crețu acum. Moldoveanu încearcă pentru Jesus ceva, dar nu s-a prins ce vrea. Încă un blocaj bun, Wisniewski. Fundașul nostru de fier. Ia să vedem acum. Sorescu are două pase la rând greșite. Ce recuperare face Wisniewski. Ia să vedem pe Jesus. Pierde balonul destul de ușor. Salceanu intervine ca la judo. Au cerut penaltice de la Petrolul, dar n-avea cum să primesc asemenea pomană. Ia să vedem acum pe Garcia. Garcia pierde balonul, pătrioare, Salifu. Ia uite ce a făcut ăsta aici, Moise, cu noi. Ehman. Pasă riscantă, dar bună. Wisniewski mai departe. Garcia îl găsește pe Jesus. Jesus mai departe pe Moldoveanu. Moldoveanu, nu așa, Garcia, e bine. Încă o dată, Jesus. Ho. Scapă Paul Royce, dar este offside. Sorescu pleacă cu mingea la picior foarte bine, foarte bine, bine, bă, băiatule, băiatule. A ieșit bine Panei la pe centrare. Bă, noi ne batem singur în cavaș. Bine, Haru, Moldoveanu, pasă bună, intră în care o să toată, dă-te, bă, în pizda, mătică, n-ai mâncat meciul, fută-te în gură. Cu Jesus-ul tău. Da, mama. Doi, unu. Bă, ce geniu, băi, frate. Mare, foarte mare. Acum avem meci cu Oțelul care se află pe locul 19. Destul de jos. Hai să lăsăm pe ei așa să joace în echipamentul vedetă. Îl băgăm și pe Achim că da, trebuie să joace și el. Așa.
Iar să o luăm și pe Vladimirescu cu rezervă. Iată-l pe Moldovenu cu 13 goluri. A cam redus motoarele în ultimul timp, dar așteptăm de la goluri multe. Iată, Național Arena este arhiplin. Dinamo întâlnește Oțelul Galați. Două foste campioane de România ajunse la un moment de răscruce în istoria lor, iată în Liga a doua. Dinamo cu șanse mari să revină și a pregătit așa o echipă care să se dezvolte în Liga 1. Moldoveanu. Pasă bună pentru Paul Anton. Paul Anton, Paul Anton acum îl găsește bine pe Ahmed Bani. Șut lângă poartă. Va degaja ursul. Iani până la Cucu, mai departe Farca și îl găsește pe Gavrilă, vedeta lor, jucătorul fost dinamovist acesta, Gavrilă, iată pe Stelo, Stelo foarte bine, Striano Filip. Pase bune acum, încă nu greșește și Mănău își dă seama de această traiectorie, foarte bine Grigore. Grigore mai departe, haide, haide că se poate Moldoveanu, Moldoveanu este dat jos de Mănău. O futos Mănău tău. Nu așa, Vizniewski revine și îl ajută pe Părvulescu foarte bine, iar acum vine Kim, șut blocat. Centrează bine Gane. Gane, încă o pasă pentru Moldoveanu, Moldoveanu are viteză, dar preferă să-i paseze lui Gane. Șutul este slab însă. O să dai voi Gane așa. Părvulescu. Gane, bombă, Paul Anton, greșise multe pase acolo Oțelul și le-au rectificat noi. Vizniewski. Achim.
Bine pentru moldoveni, iată ce sprintare moldoveni! Gol 2! Incredibil! Ce ratare! Faultează din spate Kim. Are destule tertipuri și el, ia să vedem acum. Ganea este din poartă, ursul și reține. Pasă la Cucu, dar Anton este primul, bineînțeles. Mai departe, Kim până la moldoveanul, moldoveanul face din corp acolo, tot moldoveanul. Ridică tadiorul în picioare să le rescoate și pe Lucescu din pepeni. Pasă pentru Ganea, dar iese ursul. Paul Anton mai departe, Achim trage în moldoveanu. Trebuie să fim atenți că te poate prinde pe contraatac oricând, dă oțelul și poate înscrie. Este pauză și ne băgăm ce mai avem pe aici. Hai să-l băgăm și pe Vladimirescu. Îl bag și pe Dan să vedem dacă prinde acolo. Exact ce vă spuneam. Însă norocul este că a fost offside. Dar exact ce vă spuneam, iată, te poți trezi cu o golo. Garcia. Bine, du-te moldoveanu, moldoveanu la bala, moldoveanu acum, nu mă, ai bă, nu așa. Nu așa să joacă. E mai au multe de învățat copiii noștri. Vladimirescu îl găsește pe Sorescu. Sorescu. La Vladimirescu, gol! Vladimirescu iată marchează și copilul la debut la primul meci în tricoul lui Dinamo. N-a marcat din prima, dar e și din a doua lui Vladimirescu. Un copil de calitate. Asta e ideea, să creștem jucători aici în Liga a doua, după care când ajungem în prima ligă să transferăm și câțiva valoric buni și atunci știi că ți-ai făcut trupa care să te bați cu CFR-ul și cu FCSB-ul. Pou, frumos, 2-1. Ce să mai, un gol frumos, mă răcat de oțelul. Țică mucă. Filip. Calin i-a dat peste picioare acolo.
Haide, mă, Filip recuperează foarte bine. Se duce Stirianul Filip Moldoveanu. Super, 3-1. Robert Moldoveanu vine cu execuție ruptă din alte filme. Frumos. Și se încheie partida. Iată, terminăm anul învingător, un lucru bun. Ripensia după ultimul loc blochează Petrolul. Ce să zici, Dumnezeu, îți dai seama că zici de bine după atâtea victorii și iată găsești și un jucător care marchează meci de meci. Terminăm turul pe locul al doilea, tot s-a cam desprins farul. Ce să zic? Păi unde e Pavlencu? Ai făcut 16, mă, ia, hai, bă, să vii aici la echipa mare, nebune. Și tu, hai, și tu, Sheringham. Ce au crescut băieți? Și ăsta, 16, Pedro Barbosa, Alex Silveira. Dom'le, ăștia sunt jucători care trebuie să joace, nu putem să-i lăsăm așa de capul lor, să-i pierdem. Gata, au plecat așa. Acum vedem ce ne vine la mână. Ia să vedem noi lot. Avem 38 de jucători și avem câtă vânzare, dar nu-i cumpără nimeni drept cu ăștia. Iată, Solceanu a crescut. Vizneschi și el cu două. Ea financiar cum e. A crescut, mă, băiat. Și ăsta. Topul 2 a crescut și ăsta, 66%. Ăsta topul 2. 20%, de asta v-am zis că începem să facem echipă bună. Alex Silveira. Asta de-abia l-aștept să-l văd la joc, că e mingicar mare ăsta. Ăsta e mingicar mare, uite, accelerație de 78, agilitate, sprint. Foarte bun băiatul. 500 de mii. Morsai ăsta să duci. Vladimirescu, Borcea, Călin, Sheringham. Trebuie să-l vedem și pe el cât de bun e, că asta e ce vreau să văd.
Sorinel Pavlenko, deja valorează 1 milion și din ce zic ăștia este fantastic și pare a fi fantastic. Ia uite, are 83. Da. O să încercăm să, nu știu, să ne construim așa o echipă. Transferuri multe nu voi face, ca să știți. Pentru că mă interesează în momentul de față să descopăr jucători. Hai mă, dacă ne dai 900, ia. Asta contează, să descoperim jucători. Cumpărăm la anul, că avem timp să cumpărăm. Avem lot destul de bun, zic eu. Dar să vindem din ăștia, că uite, nu primim și noi deloc oferte. Și mă oftic. Avem partide oarecum ușoare și putem să vedem dacă primim vreo ofertă. Moldoveanu este dorit din Anglia, dar nu-l vindem. Iată, va urma meci cu Reșița. O să bag și pe Pavlenko, o să băgăm și pe Alex Soare sau cum îl cheamă pe ăla. De aici nu știu dacă mă interesează ceva, pentru că avem junior noi. Păi ăștia trebuie să-i vedem pe Barbosa. Și pe Silveira. Asta cred că o să fie mare vedetă. Și Pavlencu e băiat bun. Avem jucători cu grămada. Acum să vedem ce va ieși din ei. Din acești juniori. Nu o să joc meciul ăsta, adică nu o să-l jucăm episodul ăsta, îl vedem episodul următor. Bye bye.